Fata de 11 ani din Târnava, care a născut sâmbătă un băiețel la maternitatea din Mediaș, va fi dusă în centrul maternal din Sibiu. Asta au decis reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului în urma anchetei efectuate. Și polițiștii au declanșat o anchetă pentru a stabili cine este tatăl copilului. O echipă de la Direcția pentru Protecția Copilului a stat de vorbă atât cu fata de 11 ani, cât și cu rudele acesteia. DSPC Sibiu a consiliat minora cu privire la găzduirea acesteia împreună cu nou-născutul în cadrul Centrului Maternal Sibiu, în vederea dezvoltării abilităților parentale și evitării separării copilului de mamă, întrucât aceasta a refuzat. Ulterior, echipa a purtat o discuție cu rudele fetei, care au declarat că doresc să se ocupe de creșterea și îngrijirea nepoatei lor și a copilului acesteia, refuzând instituirea unei măsuri de protecție. Având în vedere situația în care se află în momentul de față minora și copilul acesteia, potrivit interesului superior al copilului, DGASPC Sibiu va propune, indiferent de opinia părinților acesteia, găzduirea în cadrul Centrului Maternal Sibiu a cuplului mamă-copil. O altă anchetă este desfășurată de polițiștii sibieni. Polițiștii din cadrul Biroului Investigației Criminale Media s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, fapt pentru care în continuare se desfășoară cercetări în vederea identificării autorului faptei și de asemenea în vederea identificării locului comiterii faptei, care potrivit procedurilor legale atrage competența teritorială. Având în vedere gravitatea faptei, în cazul în care va fi identificat autorul și va fi găsit vinovat deopotrivă, acesta riscă pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Copila de 11 ani a născut sâmbătă la maternitatea din Mediaș, iar potrivit medicilor, atât ea cât și copilul sunt sănătoși. Este cea mai tânără mamă care a dat naștere unui copil la maternitatea din Mediaș.